cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Ne încurcăm în cablu și Hristos a înviat pentru toată lumea. Începem o nouă emisiune. Astăzi a reînceput școala, e 2 mai, da? Și a reînceput aglomerația în Piatra Neamț. E o chestiune care se întâmplă de acum, de atâta timp. Și sunt anumite zone în care chiar este infernal să circuli. După experiențele avute până acum, ar fi trebuit să se caute niște soluții, dar probabil că suntem antrenați pentru ceea ce va urma, dacă va urma, în momentul în care vor începe lucrările pentru celebrele coridoare de mobilitate, altfel spus, străzile principale care ar trebui să intre în lucrări. Apropo, nu mai știm nimic despre aceste lucruri, pentru că există, și o vom discuta la finalul emisiunii, un exces de comunicare și o lipsă de comunicare la instituțiile publice din județul Neamț. Dar astăzi, pentru că nu ne-am văzut de mult, aș vrea să discutăm câteva subiecte care necesită oarece explicații sau măcar necesită niște întrebări care ar trebui adresate. Răspunsuri știm sigur că nu vom primi de la dragii noștri conducători, dragii și iubiții noștri conducători. În primul rând aș vrea să discutăm despre un subiect care a făcut valuri săptămâna trecută și care acum s-a mai liniștit. Tocmai de aceea este bine să discutăm un pic în ce măsură respectivul subiect necesită lămuriri. Și atunci, haideți să discutăm despre numirea din fruntea Inspectoratului Școlar General a doamnei Luca Florentina Moise, dar nu din punctul de vedere al învățământului, ci din punct de vedere politic. Pentru că, să nu uităm, doamna Luca Florentina Moise, Luca Moise Florentina, este șefa PSD-ului Piatra Neamț și a ajuns din această postură în funcția de la inspectorat. Este o promovare politică pentru că PSD-ul a primit funcția respectivă de la băieții ăștia din minister, care au negociat și au zis ei, hai să dăm PSD-ului funcțiile de general, că sunt mai aproape de educație. Bun. Numirea doamnei Florentina în funcția de general, cu toate controversele despre care noi am scris primii și nu are rost să mai insistăm acum, așa, ridică o întrebare. Ce se întâmplă în PSD? Sau ce nu se întâmplă în PSD? Pentru că numirea dânsei a creat așa un fel de valuri în partidul monolit al lui Ionel Arsene, care în realitate este acum un partid care încearcă să-și răspundă la următoarea întrebare. Ce va fi după? Și e clar că au început băieții să-și facă planuri. Unii zic, va veni cu Tărescu, șef, că-i prieten cu Ciolacu. Alții spun, va veni șef cu Tărescu, că e prieten cu Arsene. Alții spun, va veni cu Tărescu, șef, pentru că e singurul care poate să facă. Dincolo de nivelul acesta, urmează nivelul următor. Și în PSD, clar, a început bătaia pentru candidaturi. Clar, fără discuție. De aici și o reacție ciudată la numirea doamnei
Florentina Moise. Au început din PSD atacuri la ea, atacuri care, nu știu, probabil că au treabă cu zeama lor internă de acolo, cu Leuștean sau fără Leuștean, nu mai contează. Deci atacurile respective încearcă să-i distrugă și credibilitatea politică. Nu discutăm de cealaltă latură pe care am amintit-o și nu mai discutăm acum. E treaba ministerului să explice cum a făcut numirea. Deci, să ne amintim că doamna Moise a primit organizația PSD Piatra Neamț într-un moment în care ea era practic zob, bucățele. Și a primit, ca să spunem așa, sarcina să o revitalizeze și să obțină rezultate. Cum a făcut, cum n-a făcut, chiar cu Răzvan cu candidat, care am văzut și-a pus ouăle la Neamț și acum mai găsim așa din când în când prin câte o postare răsleață pe Facebook. Deci, chiar cu Răzvan Cuc a luat un număr de voturi bun în campanie. Bun pentru PSD. Bun pentru participarea la vot. Și nimeni n-a putut să-i spună că n-a adus niște oameni noi în partid, pe care, printre care unii găsim și pe lista de consilieri locali, că nu se agită partidul să facă, organizația locală să facă câte ceva, mai că această mișcare plus numirea dânsei la Inspectoratul Școlar General a generat o mișcare inversă, pentru că nu știm dacă de la vârful partidului, dar e probabil să fie așa, s-a creat un proiect. Nu discutăm noi aici dacă e bun sau rău. Proiectul e interesant în sine, așa, de promovarea unui personaj pentru candidatura la primăria Piatra Neamț, unde logic ar fi să se ciocnească de doamna Moise. Și de aici încolo apar aceste, să le spunem, fricțiuni. Multe dintre ele nu apar direct. Sunt discuții în cadrul partidului, sunt lovituri care se dau indirect, prin interpuși, pe niște chestii de principii, dar ideea este că în momentul acesta s-a declanșat un război și încheia acestui război din PSD, trebuie să urmăriți ce se întâmplă de acum înainte în acest domeniu, ca să spunem așa, al vieții noastre politice sublime. Cam asta ar fi cu PSD-ul. Nu insistăm acum, o să o facem într-un alt context, cu lupta pentru putere din PSD, mulți dându-l pe Ionel Arsene ca fiind dispărut, dar să nu uităm că Arsene a supraviețuit unor lovituri mult mai dure, da, cine știe, om trăi și om vedea. Bun, să trecem la un alt subiect apropo de lucruri care trebuie explicate. În mediul medical, ca să spunem așa, în lumea celor din spital, dar în special a medicilor, au fost 2-3 săptămâni foarte, 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 foarte agitate, extrem de agitate. De ce? Pentru că nu se știe prin ce minune, nu se știe cum, managerul și-a luat inima în dinți, sau mă rog, și-a pus dinții în inimă, nu mai știm, și a făcut o mișcare care a oripilat lumea liniștită din spital, mai ales pe cei care credeau că acolo este un loc pentru veșnicie. L-a dat
L-a schimbat din funcție. L-a schimbat din funcție. Mă rog. L-a schimbat din funcție pe șeful secției interne, doctorul Bararu. Și de aici o întreagă mișcare de protest la un anumit nivel. După, în condițiile în care lucrurile au mers înainte și nu s-a oprit nici spitalul din activitate, nici chiar secția interne, a început un fel de frondă neoficială. S-a creat un grup de WhatsApp separat al unor medici, unde au început să curgă acuze la adresa managerului, au început să pună tot felul de fotografii, unele chiar luate din zona personală a unor oameni. Și totul făcut cu un singur scop. Să întoarcă pe cei din Consiliul Județean împotriva actualului manager. De ce acum? Pentru că la finalul săptămânii trecute, dacă nu mă înșel joi, da, s-ar putea să nu joi, a avut loc evaluarea managerului. Toate aceste contracte au anual câte o evaluare. Și dacă primești un calificativ sau o notă sub un anumit nivel, pierzi postul. Dacă nu, continui și în anul următor. Așa e contractul făcut. Comisia de evaluare, de fapt, nu comisia întreagă, ci cei care primesc ordinul de la Arsene să spună dacă da sau nu e bun managerul. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la muzeu, ce s-a întâmplat la bibliotecă, la muzeu cu Gherca, la bibliotecă cu Adriana lui Gheorghe. Deci, comisia trebuia întoarsă și să-i dea un calificativ sau o notă mai mică lui Filimon, managerul actual. A fost evaluarea, se pare că n-a reușit mișcarea protestatarilor și Alex Filimon poate rămâne în continuare manager. Am încercat vineri să dăm o știre în acest sens, dar la Consiliul Județean am întâlnit aceleași răspunsuri absolut stupide, ca să nu le spun altfel. Ce se întâmplă în spital în acest moment? Se pare că niște senatori de drept care închideau și deschideau ușa secției și spuneau de aici încolo eu sunt stăpân, nu vor sub nicio formă să intre în zodia asta cât de cât, atât cât se poate, a schimbărilor. Și opun rezistență la nou. Sunt medici tineri care s-au plâns deja de faptul că nu prea își pot face meseria în aceste condiții. Unii au și zis că vor să plece. Să vedem în ce măsură de acum încolo, proaspăt reconfirmat la conducere, Alex Filimon va avea curajul sau, mă rog, va avea instinctul de conservare de a continua cu schimbările în spital. Apropo de schimbări în spital, aș citit în Mesagerul de ieri știrea cu scandalul de la UPU, unde a fost iarăși un individ care a furat, a fost imobilizat, a venit poliția. Lucruri de genul ăsta se întâmplă destul de des și poate ar trebui găsite niște soluții de protecție acolo. Și pentru pacienții care vin și pentru medici, asistente, etc.
Da, și acum, legat de aceste lucruri, să mergem să discutăm un pic despre comunicare. Consiliul Județean Neamț și Primăria Piatra Neamț. Două instituții care aparent sunt la pol total opuși. Primăria comunică, Consiliul Județean comunică unde vrea el și când vrea el, niciodată când este întrebat. Dacă întreb la Consiliul Județean ceva, am întrebat, de exemplu, dacă doamna Florentina Moise și-a dat demisia din funcția de la Consiliul Județean sau s-a suspendat din funcție. Răspunsul primit de la Consiliul Județean a fost genial. Nu putem să comunicăm nimic despre această persoană. Deci nu poate să comunice nici cum a ajuns în Consiliul Județean, nici dacă și-a dat demisia, nici dacă este suspendată. De ce? Pentru că așa vor mușchi. Nu i-a luat Arsene. Nu a luat Arsene, neapărat. Arsene este... se bagă în urechea, stângă, în dreaptă, venind, cu tare, cu tare. Nu, acolo sunt o gașcă de oameni care consideră că au pus mâna pe județ și fac ce vor cu el. Vom reveni asupra aspectului. Acum ne interesează comunicarea. Am întrebat despre concurs. Vă vom da răspunsul. L-am sunat pe administratorul public. Era și parcă șeful comisiei, el sau doamna Vasiliu, nu mai țin minte. Zice, o să comunicăm când se termină procedura. Că să nu facă cineva contestație. Mă rog, procedura s-a cam încheiat, dar la Consiliul Județean se încheie procedurile când vrea mușchii cuiva de acolo. Nu știm care mușchi. Am înțeles că și la creier sunt mușchi, dar nu prea se văd în general. Deci, Consiliul Județean comunică când vrea el. Deci, nimeni nu vine să spună, domne, hai să vedem și noi care-i treaba cu drumul ăla celebru de la Piatra Neamț prin Mărgineni spre Bacău. Aflăm din când în când că se toarnă asfalt pe el. Aflăm din când în când că se lucrează, că se fac planuri, că se fac studii de fezabilitate. Dar n-a ieșit nimeni să ne spună, băi, băieții, știți, drumul ăsta este proiectat. La începutul unui mandat s-a spus, începem să facem drumul. A trecut un mandat și acum ne lăudăm din nou cu el. Ce s-a întâmplat? Cine a greșit? Sau cine n-a greșit? Întrebări. Sunt și alte întrebări. O groază. O groază. Ați văzut, a căzut un pod la Vadul Roșca, da? Parcă așa se cheamă. Acolo unde a construit... de calicase pe care acum nu-s locuite de sătenii recunoscători. Ni s-a spus că se face o expertiză la un pod. Țineți minte unde, că v-am dat la începutul anului, cum stăteau pilonii, pilele atârnate. N-am primit niciun răspuns. N-a ieșit nimeni să ne spună, băi, dobitocilor, mergeți, bă, liniștiți că am făcut expertiză și totul este ok. De ce? Că nu vor. Am întrebat când a avut loc ultima conferință de presă la Consiliul Județean. Și ni s-a răspuns în bătaie de joc că, zice, a avut loc una la începutul lunii, că s-a lansat un proiect. Și cum ați anunțat-o? Păi că am pus-o pe Facebook-ul, pe site-ul nostru. Băi, aceștia, o chestie de minimă politețe, pentru o instituție publică unde se dau salarii nesimțite, nerușinate în familii, multe familii, este să inviți presa. Chiar dacă tu consideri că nu ai presă. Așa este normal. Tu nu poți să consideri, tu ești autoritate publică.
Și, apropo, conferința de presă, știți pentru ce, așa zisa, conferința de presă, știți pentru ce a fost făcută? Încerc acum să găsesc textul din Mesagerul. A fost făcută pentru un proiect european. Un proiect european foarte, foarte, foarte fain. Foarte fain. Este vorba de un proiect european. Cum luptă Consiliul Județean, îmi pare rău, nu-l găsesc acum, cum luptă Consiliul Județean împotriva mitei. Deci au făcut un proiect, vreo 500 și ceva de milioane, parcă, 500 și ceva de mii de lei, adică 5 miliarde lei vechi, cursuri împotriva mitei, a corupției în general la Consiliul Județean. Nu știm dacă acolo când au făcut proiectul au spus că și-au dat seama că există vulnerabilități din punctul acesta de vedere, pentru că sunt câteva dosare și judecăți pe fond, la nivel de conducere și de funcționari, dosare interesante, care unele dintre ele s-au și soluționat cu o condamnare în primă instanță. A, uite că am găsit, dacă nu mă înșel. Da? Ia să vedem noi dacă se deschide și site-ul atât de repede. Bun. Deci, da, proiectul se referă la creșterea transparenței, integrității, reducerea vulnerabilităților și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul UAT Județul Neamț. Este foarte tare. Spune așa că acest lucru trebuie făcut în rândul personalului de conducere și de execuție din cadrul UAT Neamț. Asta se face prin niște cursuri, adică se duc băieții, iau notițe, chiar credeți chestia asta? Sunt niște bani tocați cu eleganță. De aceea, la conferința de presă nu s-au făcut invitații, s-a pus doar pe site. Ca să nu vină lumea la o conferință de presă, mai pui și întrebări, aștept și răspunsuri. Mergem spre zona cealaltă, Primăria Piatra Neamț. Primăria Piatra Neamț comunică. Comunică la greu. Comunică de toate. Când se asfaltează sau începe o lucrare, e foarte ok. Când e vorba de niște dosare, este foarte ok. Dar când e vorba de lucruri importante, cu comunicarea mai puțin, pentru că nu trebuie să știe tot omul ce hotărăște primarul sau, mă rog, consiliul sau primăria. De ce nu trebuie? Pentru că nu-l interesează. Asta este explicația oficială. Oamenii nu sunt interesați. Asta oamenii vor să aibă aia. Oamenii sunt interesați. Dacă li se comunică pe limba lor și li se explică. Dacă alegi doar să comunici numai ce îți convine, când îți convine, lucrurile nu sunt deloc în ordine. Astea sunt, ca să spunem așa, subiectele cele mai importante de astăzi pe care am vrut să le discutăm după o pauză mai lungă de timp, așa. Din păcate nu reușesc să intru în timpul emisiunii în site. Vreau să vă mai spun ceva, dar rămâne pe altă dată. Vă mulțumesc pentru atenție. Am făcut genul acesta de emisiune pentru a pune punctul pe i în anumite domenii care unde sunt necesare poate niște explicații pentru cei cărora nu li se explică, nu li se spune. Da, în PSD a început o bătălie, cel puțin la Piatra Neamț. Da, în spital este o luptă între nou și vechi și cum foarte bine spunea cineva, ce domne, n-am văzut medicii ăștia
care opun rezistență la nou, sau mă rog, la schimbare, nu știm dacă o fi bună sau nu, poate au ei dreptate, nu i-am văzut să plângă, cu excepția unuia singur, domnul de la urologie, domnul doctor de la urologie, nu i-am văzut să plângă de condițiile proaste, de modul în care sunt tratați pacienții, de, în general, de toate cele care au făcut o anumită faimă spitalului din Piatra Neamț. Nu. Ei se plâng atunci când li se ating granițele micilor feude. Ne oprim aici, vă doresc o zi frumoasă, o săptămână frumoasă și să fim sănătoși, aveți grijă fiecare de dumneavoastră, pentru că suntem pe cont propriu.